Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la cartea care vorbește despre un om extraordinar pe care îl apreciez foarte mult și despre care nu se predică foarte mult. Chiar ne spunea. Uh, unul dintre profesori sunt unii profeți și unele cărți ale Bibliei foarte vitregite în predicare Deși au un mie și o esență extraordinară, niște învățături foarte bune Și zice dacă vreți să fiți original și cât mai noi, predicați din astea că nu predică aproape nimeni din ele uh, Una dintre cărțile din care nu prea se predică este cartea lui, ne lui Neemia Ați auzit despre el, nu? Este unul dintre profeții exilici care a trăit în perioada exilului babilonian, exilul de 70 de ani, și este un reformator extraordinar, care a fost unul dintre profeții rezidirii alături de Hagai, alături de cărturarul Ezra și alți oameni de valoare pe care i-a avut Dumnezeu. În cartea lui Neemia, cartea care poartă numele, am întâlnit câteva elemente foarte importante care ne pot ajuta și pe noi în viață, dacă vrem cu adevărat să schimbăm ceva. Pentru că toți vrem schimbare, da? Toți vrem ceva mai bun în viață, toți vrem ca uh, anumite lucruri să fie altfel. Dar de multe ori căutăm în toate părțile surse de inspirație, idei, principii și fiecare le dă așa după ureche. Însă, aceste principii pe care o să le subliniem în dimineața aceasta, le aflăm în Cuvântul lui Dumnezeu. Cine nu crede în Biblie și spune că Biblia este o carte învechită, nu știe ce spune. Unu, că n-a citit Biblia și doi, că a citit-o cu ochelarii care nu trebuie. Dar vă spun că Biblia este cea mai. Cea mai inteligentă carte și cea mai inspiratoare carte, și cu toate cărțile care au apărut în lume până acum, Biblia rămâne în top, în ceea ce privește vânzările și în ceea ce privește interesul față de cartea aceasta. Asta este o minune a lui Dumnezeu că, într-o lume a atâtor cărți, totuși, Biblia rămâne Cartea cărților. Cartea începe cu rugăciunea lui Neemia și în timp ce se ruga, a venit la el cineva și a spus despre starea jalnică în care se afla cetatea Ierusalim. Chiar spune în capitolul 1, versetul 2 și 3, a venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda, I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Asta era situația. Să știți că nu pot să încep nicio reformă. Și niciun progres până când nu definești foarte clar realitatea, oricât ar fi de tristă ea. Băi, jale, ăștia suntem la 1, la minus 1, la 0, la minus 5, nu contează. Trebuie să definești clar care este realitatea, situația. Dacă pleci de la o minciună, totul va fi pe terenuri mișcătoare. Și foarte mulți oameni, atunci când își evaluează viața, pleacă de la o minciună. Și când o evaluează, o evaluează cum ar trebui sau cum le-ar plăcea lor să fie, nu cum este. De asta sondajele de opinie din România sunt cam mincinoase, că oamenii spun cum ar trebui să fie lucrurile sau cum le-ar plăcea lor. În America sunt mai sinceri și pot să îți spună mai multe lucruri, pentru că au fost învățați să spună lucrurile așa cum sunt. Dacă ți se cere opinia cu privire la un lucru, spui așa cum este. Da? Ei, în această situație, Neemia a aflat că cei care erau în țară erau într-o situație jalnică. Și momentul când a auzit aceste lucruri, Neemia a început să plângă și s-a întristat foarte mult și a început să se roage lui Dumnezeu. Dar nu este tipul acela de rugăciune plângăcioasă și lipsită de putere, așa cum mai facem noi, ci o rugăciune care este făcută în termenii legământului. Ai binecuvântării și ai blestemului, pentru că Dumnezeu le-a spus, câtă vreme ascultați și faceți ceea ce vă spun eu, veți fi bine cuvântați. Când nu ascultați, o să suportați consecințele. Și acum Neemia își asumă consecințele și în rugăciunea aceasta, în versetul 6, ultima parte. El spune așa, să ia minte urechea ta și ochii să-ți fie deschiși și ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum, zi și noapte, pentru robii tăi copiii lui Israel, mărturisim păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Se zizați? Își asumă. Nu zice, a, nenorociți ăștia, păcătoși ăștia din popor, noi doamne suntem așa de buni. De regulă reformatorii religioși se pun în, într-o lumină mai pozitivă decât ceilalți. Și încep să, să spună că ei se despar de unii sau de alții pentru că sunt mai buni și că ei sunt păcătoși și ei sunt răi și ei vor să fie sfinți, să nu se contamineze și așa mai departe. Dar Neemia nu este tipul acesta de om care vrea să schimbe lumea, să schimbe lumea, ci spune, Doamne, eu și casa tatălui meu am păcătuit. Își asumă pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Și după rugăciunea aceasta, spune capitolul 2, că era în fața împăratului. Neemia era și un om de influență. N-ai cum să schimbi lumea dacă nu ai influență asupra oamenilor. Și că vreau să schimb lumea. Câți oameni influențezi? Care este impactul tău? Păi, unul sau niciunul, sau doi sau cinci. Păi, n-ai cum să schimbi lumea. Pentru că schimbarea se face prin influență asupra oamenilor. Chiar dacă este una pozitivă, chiar dacă este negativă, sunt și oameni care influențează negativ pe, pe ceilalți, dar totuși au un impact. Dacă n-ai niciun impact, înseamnă că e o problemă acolo. Nu ai calibrul pe care îl pretinzi. Era în fața Împăratului Nemia versetul 1, poate că am citit Biblia la rând, dar n-am sesizat detaliul acesta, în luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerxe, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. Era paharnic profetul ăsta, da? Și probabil că era și somelier, că și gusta vinurile, pentru că era o problemă de securitate națională, da? Era vorba de viața împăratului. Și cel care dădea vinul întotdeauna trebuia să se asigure că împăratul nu moare. Poate că ne-a scăpat detaliul acesta, dar în fine, Dumnezeu a avut criteriile lui după care și-a ales profeții și spune că atunci când era înaintea lui, a luat vinul, i-a dat împăratului și niciodată, zice, nu fusesem trist înaintea lui. Nemia era în robie, și cu toate acestea, zice, niciodată nu fusese trist înaintea lui. Să știți că oamenii care debordează de fericire și de optimism au o influență mai mare asupra celorlalți decât pesimiștii și negativiștii. Așa că un prim pas, dacă vreți să influențați oamenii, este să vă schimbați expresia feței, pentru că de e plină lumea. Deschis televizorul, deschizi TikTok-ul, toți numai supărați, încruntați, mă, e criză, scumpiri, gaze, toate alea, vine nu știu cine, război, toată lumea e încruntată și supărată. Și asta nu spun că ar trebui să fim într-o bulă a sublimului să nu vedem necazurile și problemele. Că sunt oameni care chiar au probleme. Da? Uite, sunt oameni cărora apele le-au luat acasă, nu poți să spui că ei n-au probleme. Au probleme, sigur. Sau sunt oameni care care trec prin boală, prin suferință. Dar, ca atitudine generală, oamenii sunt mai predispuși să urmeze pe cei care sunt mai, mai optimiști, mai, mai veseli, mai fericiți. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Și împăratul a întrebat, pentru ce ai fața tristă? Pentru că nu este obiceiul tău, eu te știu într-alt fel. Și în momentul acela, Neemia i-a spus că vrea ca să rezidească cetatea părinților săi. L-a întrebat împăratul, ce ceri? Când un împărat sau un om puternic îți spune întrebarea asta, ești cam încurcat, că nu știi ce să faci. Și zici, mă, hai să fiu și cu bun simț, să nu cer prea mult, hai să nu cer nici prea puțin, ca să nu dezonorez pe cel care face întrebarea aceasta. Ca o mică paranteză, mi-aduc aminte, citeam despre Alexandru Macedon, că a făcut odată o provocare, în timp ce era la un banchet, și a zis, cereți ce vreți. Și unul a venit, împărate, vreau și eu niște bani, știi, am niște datorii, să-mi plătesc casa, nu știu ce, bun, ține de aici vine altul, împărate, vreau și eu să-mi eliberez copiii, că sunt sclavi și aș vrea să-i am lângă mine. Da, gata, sunt libere, ok. Și vine tremurând uh, solul lângă el, zice, împărate, mi-e și frică să spun ce a cerut ăsta, asta cred că nu-i chiar zdravă la cap. Dar zi, ce a cerut? Păi, a cerut să fie o zi împărat. Și zice, în sfârșit, cineva care face o cerere demnă de mine, pe care doar eu, eu pot împlini. Da? Este foarte interesant aspectul ăsta. Că a privit lucrurile într-o într manieră cât se poate de constructivă. Împăratul a întrebat, ce ceri? Și Neemia n-a cerut nimic pentru el, a zis, vreau să mă duc să rezidesc cetatea părinților mei. Asta era viziunea lui, asta era dorința lui. Ce am observat la oamenii aceștia mari care au rămas în istoria biblică și în istoria lumii, că idealul lor nu era legat de ei înșiși. Trăim într-o lume de-a dreptul obsedată de imaginea de sine. Și, deși se invocă scopuri altruiste, se vede clar că nu sunt scopuri altruiste acolo. Sunt egoiste până în măduva oaselor. Însă, oamenii care au rămas în istorie și care au făcut istorie au avut un ideal care a privit binele comun, binele altora. Pentru mine nu cer nimic, împărate. Cer pentru poporul meu, pentru, pentru Ierusalim. Vreau să rezidesc Ierusalimul. Și împăratul i-a dat scrisori, s-a dus acolo și Neemia s-a apucat de lucru. S-a dus să vadă în teren situația. A auzit, dar s-a dus să vadă și cum stă situația la firul ierbii că e foarte important să vezi dacă ceea ce ți se spune este exact așa cum ți se spune și fără să spună nimănui nimic și-a luat, și luat calul și noaptea s-a dus să vadă cum este cetatea oamenii mari au caracteristica aceasta de a, de a cerceta lucrurile în profunzime și de a avea o viziune care îi mână toată viața. Ceilalți din jur nu știu niciodată care este viziunea lor în întregime, și este o mare greșeală să spui tot ce gândești. Vreau să fac și asta, și asta, și asta, și asta, să dai toate detaliile. Și nici Neemia n-a făcut lucrul acesta. S-a dus prima dată să vadă despre ce este vorba. Spune versetul 12. După aceea am sculat noaptea cu câțiva oameni fără să fi spus cuiva ce îmi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Observați, n-a spus ce vrea să facă, deși știa clar ce vrea să facă. Și le-a dat așa cu picătura. Uite, acum facem asta, acum facem asta și după ce a avut toată viziunea închegată, după aceea a vorbit cu căpeteniile. Este riscant uneori să, să vorbești despre planurile tale cu oamenii demotivați și cu oamenii mediocri. Pentru că te vor trage în jos. Și vor zice, a, oh, nu se poate, așa ceva, dar nu există. Dar uite, toată cetatea e arsă, suntem puțini, samaritenii sunt pe noi și imediat vine valul de oameni care spun că nu se poate face lucrul respectiv. De aceea, prima dată s-a dus să vadă despre ce este vorba și apoi nici chiar dregătorii nu știau unde fusese și ce făcuse. În versetul 17, Neemia vine în fața lor cu niște lucruri foarte clare. Este foarte important să știi ce vrei, concret. Trebuie să facem o schimbare, pe păi asta e foarte general. Ce schimbare? Ce schimbăm? Șosetele, culoarea la gard, ce schimbăm? Da? Și el le-a spus, Vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iar zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Deja le-a descris situația pe care poate o știau. Și a zis, bun, am constatat situația în care ne aflăm, ne apucăm de treabă. Ce facem? Ne apucăm să zidim. Și Neemia nu era genul de conducător cu îndemnurile la virtute și cu conducerea delegativă. Când am auzit de conceptul ăsta, zic, cel mai mare tâmpit care, care l-a inventat. Dar cum a fost înțeles, conducerea delegativă, nu în sensul că să delegi sarcini, ci să faci ceea ce nu-ți place ție să faci, să dai altora, da? Sau poate nu poți să faci anumite lucruri, nu vrei, ești prea comod și zici, du-te tu și fă asta, du-te tu și fă lucrarea misionară, eu sunt aici, fac strategiile pe hârtie. Nu merge. Dacă nu ești dispus să faci sacrificii și să treci la acțiune, n-ai cum să ai acel impact. Să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. Bineînțeles că samaritenilor nu le-a convenit lucrul acesta, de asta erau și urâți în istorie, aveau un antecedent istoric nu doar că nu le plăcea de ei, dar îi șicanaseră foarte mult când au rezidit Ierusalimul și era o ură istorică care s-a perpetuat în timp și își aduceau aminte de poveștile bunicilor și ale străbunicilor. Mă fiți atenți să-i urâți pe ăștia pentru că atunci când noi am zidit Ierusalimul, ăștia au venit să ne atace. Bineînțeles că toate astea trebuie să cicatrizeze cândva, însă au rămas în timp. Provocarea cea mai mare a fost în momentul în care au venit baz și uh, au început să pună niște întrebări uh, demoralizatoare. La ce lucrează acești neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare. Vor jertfi, e vorba de jertfele aduse lui Dumnezeu, oare vor isprăvi, oare vor da ei viață unor pietre mormântate sub mormane de praf și arse de foc și vine Tobia și zice să zidească numai că dacă se va sui o vulpe le va dărâma zidul lor de piatră. Să știți că nimic nu este mai mai uh, urât decât oamenii care frâng aripile altora. Vezi pe cineva că vrea să facă și te duci tu să critici. Te duci tu, a, păi dacă aș fi eu, păi tu te fă tu, dacă ești mai bun. A, oare o să termine? Nu, sigur nu o să termine. Și sunt atât de mulți care comentează de pe margine, dar prea puțin care vor să facă ceva, chiar să schimbe lucrurile. Și bazjocoritori vor fi, vor fi foarte mulți. Chiar spunea spunea maestru Gheorghe Dinică, marele actor, că a văzut o mulțime de oameni în viața aceasta care n-au realizat nimic, dar care i-au descurajat pe cei care luptau să-și împlinească visurile. Și să știți că este adevărat. Sunt atât de puțini oameni care vor să facă ceva și atât de mulți critici și atât de mulți sfătuitori. Ei știu cum să facă orice mai bine. Ei știu cum să joace fotbal, ei știu să facă politică. Ei știu de toate. Dar când îi pui să facă, nu știu absolut nimic. Și oamenii aceștia nu doar că doreau să împiedice lucrările, ci chiar trăgeau foloase din starea nenorocită a poporului. Și Neemia a zis lucrurile astea trebuie să se schimbe. Dar nu a zis-o doar cu îndemnuri, ci a trecut la acțiune și a zis, bun, dacă ne atacă, stăm pe ziduri, într-o mână cu arma, într-o mână cu unealta de lucru. Și așa lucrau, cu sabia într-o mână și cu mistria în cealaltă. Imaginați-vă ce șantier era, <gângânt> nu intră nimeni aici, nu se întâmplă nimic fără, fără știrea noastră. Și erau gorniști, puși așa la, la o distanță anume, dacă se întâmplă ceva, dați de știre și am tăbărât pe ei ca să, să rezolvăm problemele. Da, așa s-a zidit Ierusalimul, cu sacrificii, cu teamă, cu, cu luptă pentru ca această lucrare să fie adusă la îndeplinire. Însă știți că întotdeauna când vrei să schimbi ceva, te lovești de natura asta coruptă a oamenilor. Printre oamenii care fusese răduși înapoi sau care au rămas în țară, erau unii care exploatau pe alții. Luau bani cu camătă, erau cămătari printre ei și ziceau, nu bun, nu mai ai bani, dă băiatul, dă fata, sclav. Și atunci au venit să plângă, uite ăsta ne-a luat terenurile, ne-a luat copiii, muncim ca sclavi. ce facem? Pentru ce muncim? Pentru Dumnezeu, pentru cauza Lui sau muncim unii pentru alții așa? Și uh, i-a mustrat Neemia foarte tare uh, și lucrurile acestea s-au uh, remediat ulterior. În capitolul 5, versetele 14 la 18, sunt câteva lucruri care mi-au atras atenția și aș vrea să, să le avem în vedere. Legat de profilul lui Neemia de dregător, de conducător. Domnul Hristos le spunea ucenicilor săi că în lumea aceasta regula este a celui mai tare și a celui care se luptă pentru întâietate. Dar zice între voi să nu fie așa. Și cel care vrea să fie cel mai mare, să fie slujitorul celuilalt. În viața lui Neemia am întâlnit principiul acesta, pentru că despre el se spune așa, că din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei în țara lui Iuda, de la al 20-lea și până la al 32-lea an al împăratului Artaxerxe, timp de 12 ani, fiți atenți, 12 ani, nici eu, nici frații mei, N-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Wow! Ăsta trăi fără salariu. A vrut să știa că e situația nenorocită. Nu știu, poate Simon știe mai multe. Când s-a reconstruit Germania, am auzit că au lucrat numai pentru mâncare și pentru haine. Băi, e situație de criză. Păi nu pot să-mi permit oh, să am salarii mari. N-ai de unde, nu se poate. Țara e săracă, trebuie să o rezidim. Ăsta e scopul nostru și au rezidit Germania pentru că au muncit pentru asta, doar pentru mâncare și haine. Nu avem. Asta e. Asta e situația în care ne aflăm. Și unde a ajuns Germania? Pentru că a avut spiritul acesta. A fost rasă, cel puțin zona aia, Hamburg, cum au dat cu bombe incendiare, a fost prăpăd, a fost totul dărâmat. Și totul a fost rezidit. Nu poți să reconstruiești ceva dacă nu ai acest spirit de sacrificiu. Timp de 12 ani, nici eu, nici frații mei, n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Dacă tot să vorbește de reforme și așa, vă dați seama, dacă s-ar aplica principiul ăsta, am scoate țara din criză. Dacă n mai avea pensionari special, dacă n mai avea salariile alea bombă și să lucreze doar pentru țară. Doar pentru țară, așa cum spun în, în alegeri. Facem tot împreună. Când zic facem, zic faceți, de fapt. Da? Muncim, munciți. Conjugarea este greșită, de fapt. Dar așa este situația, din păcate. Uh, mai departe, zice, înainte de mine, cei din Tăi tregători împovărau poporul și luau de la el pâine și vin, afară de cei 40 de sicli de argint, chiar și slujitorii lor apăsau poporul. Eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Foarte interesant. Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor și toți slujitorii mei erau la lucru. Adică nu doar că nu a primit leafă de acolo, slujitorii lui care trebuiau să lucreze pentru el i-a pus să lucreze pentru Ierusalim. Aveam la masă 150 de oameni. Vă dați seama să hrănești 12 ani, 150 de oameni în fiecare zi. Iudei și dregători, afară de cei ce veneau la noi din neamurile din prejur, mi se pregătea în fiecare zi, fiți atenți, un bou, șase berbeci aleși și păsări și la fiecare zece zile se pregătea din pelșug tot vinul care era de trebuință. Cu toate acestea, n-am cerut veniturile cuvenite în dregătorului pentru că lucrările apăsau greu asupra poporului acestuia. Vă dați seama câtă cheltuială, 12 ani, să suporți din, din veniturile tale ca să se facă această lucrare. Dacă vrem să se schimbe ceva, niciodată nu putem să facem lucrul acesta fără niciun sacrificiu. În ceea ce privește determinarea lui Neemia, în momentul în care a fost atacat de scornitorii de zvonuri, ca să zic așa, că sunt unii oameni inventatori de zvonuri, care îți, îți mănâncă toată energia și se ocupă numai cu lucruri de nimic. Și au venit unii și au zis, știi, se aude printre popoare că nu știu cine și Gașmo spune că tu vrei să fii împărat peste ei. Hai să rezolvăm problema asta ca să nu se mai spună, să nu se mai vorbească despre tine așa. Că cine știe ajunge la urechile împăratului. Știți ce a răspuns? După toate aceste insinuări, spune el că le-am trimis sol cu următorul răspuns. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Cu alte cuvinte, nu-mi pierd vremea cu nimicuri, cu probleme care n-au -au nicio relevanță care nu slujesc lucrării lui Dumnezeu. Am o mare lucrare de făcut și câtă vreme mă duc să te ascult pe tine, să te ascult pe tine, toate lucrurile astea vor înceta. Așa că nu vreau să vă ascult. Mai departe, au insistat de 3-4 ore, au venit cu scrisori și în cele din urmă au zis hai să mergem să ne ascundem în templu, că dacă vin să ne omoare și Oamenii ăștia să știți că n-au niciun fel de scrupule când e vorba să-și atingă scopurile. Insinuează și mint și spun absolut orice. Însă atunci când era în pericol de moarte, ca să zic așa, el a răspuns, versetul 11, un om ca mine să fugă? Foarte tare întrebarea asta. Un om ca mine să fugă? De ce? Eu sunt în lucrarea lui Dumnezeu. Eu îl slujesc pe Dumnezeu. Eu fac lucrarea lui. Câtă vreme sunt în lucrarea lui, de ce să fug? N-am de ce să fug. Atâta vreme cât eu am conștiința am păcat. Un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra. Cu alte cuvinte, eu nu sunt un laș. Mi-a plăcut foarte mult această atitudine a lui Neemia care a avut și curajul și determinarea să facă această mare reformă în poporul lui Dumnezeu. Și după ce a activat atâția ani, cetatea s-a rezidit. Porțile au fost puse, zidurile au fost zidite la loc și poporul lui Dumnezeu a avut o cetate unde să se întoarcă acasă. Lumea, să știți că duce lipsă de oameni care construiesc, care zidesc, care aduc viziune, care vor să schimbe ceva. Foarte mulți critică, foarte mulți sunt cei care vor să dărâme, negativiști, foarte supărați, dar prea puțini aceia care vor să zidească, să construiască. Oricât ar fi de, de nenorocită situația, oricât ar fi de grea, oricât ar fi de mare problema acolo. Și uh, cred că Neemia este un, uh, este un exemplu pentru noi. Uh, un aspect am vrut să mai subliniez și cu aceasta vreau să închei. După ce au citit porțile, era nevoie ca poporul să fie reînvățat legea lui Dumnezeu. Pentru că foarte mulți dintre ei o uitaseră. Și au început să citească legea lui Dumnezeu și citirea zice ținea de dimineață până seara, spune capitolul 8. Uh după ce au auzit legea lui Dumnezeu și când zic de lege, nu mă refer doar la cele 10 porunci. Era vorba de toată tora, cele 5 cărți ale lui Moise. Da? După ce au auzit legea, au început să plângă. Și ceea ce am constatat este faptul că Neemia i-a oprit să plângă. Deși prin lege Dumnezeu îi mustra pentru păcatele lor, totuși Neemia i-a oprit să plângă și le-a spus așa, Duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, că ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului nostru. Nu vă mâhniți, că-și bucuria Domnului va fi tăria voastră. Uai, ce tare e expresia asta! Eu, când am citit versetul ăsta, am văzut Evanghelia completă. Noi aveam numai imaginea aceea a pocăinței triste, încruntate. Ne spunea un profesor la seminar, mă băieți, nu faceți pastorație încruntată, că de încruntați prin lumea, zice. Când te uiți, dar ei nu mă supărați. Că numai când deschizi prima expresie a feței, nu, din noștri așa cu imagine apocaliptice și cu fețe încruntate și cu riduri. Și... Zice, nu asta este imaginea completă. Da, sunt momente în care te mai și întristezi. Pentru că da, pocăința produce și întristarea sufletului. Dar nu asta este imaginea completă. Și ne-a dat textul ăsta. Și ne-a spus, uite, aici era vorba de sărbătoarea corturilor. Și aici nu aveau voie să se întristeze. Era o sărbătoare a lui Dumnezeu. Și ce în ziua asta nimeni nu-i trist. Chiar dacă e o zi de pocăință, chiar dacă e o zi de întoarcere la Dumnezeu, Întoarcerea la Dumnezeu te face fericit, pentru că Evanghelia nu este vestea tristă, este vestea bună a mântuirii. Dar nu știu de ce nu auzim lucrurile astea. Evanghelion înseamnă vestea bună. Și ce, nu vă întristați, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Aș vrea ca să plecăm cu această imagine luminoasă și, și plină de, de entuziasm pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu. Oricât de tristă ar fi viața noastră, cu ajutorul lui Dumnezeu ea poate să fie luminoasă. Oricât de jos am fi în viața aceasta și oricât de grele ar fi problemele, dacă avem credință în Dumnezeu, ele se pot rezolva și se pot rezolva într-un mod extraordinar, astfel încât după aceea să putem cânta din nou, să putem lăuda pe Dumnezeu și viața noastră să fie una plină de bucurie. În, în cartea aceasta, când, când, am citit, am putut să văd îmbinate hotărârea, planificarea, credința, dar și acel entuziasm pe care îl au oamenii lui Dumnezeu ca să poată schimba ceva în jurul lor. Dumnezeu să ne ajute, dragilor, ca această putere a Lui să fie în viața noastră și dacă ați venit supărați, să nu plecați supărați acasă, să fiți veseli pentru că Dumnezeu vă iubește și vă dă putere să înfruntați orice probleme apar în viața voastră. El să vă binecuvânteze și să fie cu voi. Amen.